Cristiano Chivu, pe care l-am văzut într-o poză cu tine. Povestește-ne un pic interacțiunea cu Chivu. Te-am văzut în poză cu el, poate o și vedem poza. Știam că e român și el. Da, știe, dar tu nu l-ai. Și în ziua aia aveam meci cu Inter. Da. După meci, mi se pare că am pierdut meciul ăla. Așa. M-am dus în vestiar, trist, am făcut duș, am ieșit și tata vorbea cu Chivu acolo. Și da, am venit și eu. M-a întrebat cum stai, cum ești, cum ai ajuns aici, toate chestiile astea. Am făcut o poză și mi-a zis ai grijă că e greu și ține-te. Ține-te, asta a fost faptul lui. Ține-te. Nu, scurt așa. Vă spun, a spus exact așa, a spus. Numai faptul că ești cu mine aici, acum, te afli cu mine aici. Câți români suntem aici? Eu și tu. Și dumneavoastră. Da. Noi eram spectatori. Da, da, da. Noi eram spectatori. Glumesc așa, da. Dar faptul că ești cu mine acum aici și stai de vorbă cu mine, da, înseamnă că ai valoare. Ok. Deci nu mai fac așa, exact așa a spus. Nu, faptul că stai cu mine de vorbă acum la turneul ăsta aici, okay, unde era un turneu ziceai că ești la Champions League, ce echipe erau. Uh-huh. Juventus Torino, Inter Milano, Milan, Parma, Lazio, Atalanta. Deci incredibil, dacă te uitai ce echipe erau acolo, ziceai că ești în Champions League. Și, da, el a jucat cu echipele astea, le-a întâlnit.